să dea. Mulțumesc, Delia. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila, după ce a ieșit din spitalul unde sunt acuzațiile de omor. Domnul director, situația, doamna profesor, și o să închei eu. Mulțumesc. Bună ziua. Conducerea Spitalului Sfântul Pantelimon colaborează cu comisiile de anchetă în această situație care s-a ivit. Colaborează cu partea penală, cu organele de cercetare penală, cu corpul de control al Ministerului, care este aici în spital și elaborează și analizează documentele, cu Colegiul Medicilor, care are și acest organism un reprezentant, și cu Comisia Internă constituită în spital, Comisia de Analiză Medicală a Situației. Până în momentul de față, din analiza preliminară, nu s-au constatat date care să ateste o viciere a tratamentului în secția de terapie intensivă. De asemenea, ceea ce vreau să se înțeleagă foarte clar e că nu au fost sesizări anterioare la niciunul dintre organismele menționate și nici la comisiile spitalului cu privire la posibile nereguli în secția de ATI. Suntem foarte preocupați de siguranța pacientului și pacienții sunt tratați la noi în siguranță. Medicii ATI, ca și toți medicii spitalului, își depun toate eforturile pentru a reuși cu fiecare caz în parte. Tratăm fiecare bolnav în parte, nu este o statistică, dar sigur că interpretările și cifrele ne ajută și ele, dar fiecare deces este important și ne pare rău pentru aceste decese, însă au fost decese care nu puteau fi evitate din analiza preliminară. Comisia internă s-a constituit, analizează situația cu cât mai mare rapiditate, miercuri vom avea raportul final. Din partea de dosar penal nu putem da detalii deocamdată. Fosta șefă a secției ATI vă acuză că ați ținut un discurs în sală discriminatoriu. Nu vreau să fac comentarii despre fosta șefă a secției ATI. Preocuparea noastră acum este să analizăm situația ivită și situația acestor decese reclamate ca suspecte, posibil suspect. Rudele celor decedați au luat legătura cu dumneavoastră sau cu medicii în spital? Nu. Cei care au decedat nu. În perioada? Nu au fost reclamații, nu au fost sesizări. Cazurile respective au fost scutite de necropsie la cererea familiilor. Toate? Nu știu să vă spun acum dacă toate, dar cea mai mare parte a lor. Și vreau să vă mai spun că mortalitatea în terapie, de fapt, reflectă mortalitatea întregului spital. Orice caz grav, de pe orice secție ajunge în terapie și decedează într-un interval de timp. Deci, practic, raportarea aceasta a 17 cazuri nu se face la 25 de paturi, ci la 525 de paturi, cât are acest spital de urgență, unul dintre cele mai mari spitale de urgență din București, care tratează cele mai dificile cazuri și spital clinic, bineînțeles. Domnule manager, procurorii v-au cerut ceva dosare medicale până în acest moment referitor la decesele pacienților semnalați în perioada 4-7 aprilie? Sigur, procurorii au cerut o listă de documente, printre care sunt și aceste copii ale foilor de observații. Bun, există undeva înregistrat în afară de foaia de tratament, fișa de observație, tratamentul pe care fiecare pacient l-a primit în decursul acelor zile? Injectomate, de exemplu? Registrul de tratament este trecut și în fișă, scriptic, și este și un registru electronic care se transmite către farmacie, în programul care gestionează în aplicația pentru pacienți. Și nu e nicio neregulă, n-ați găsit nimic? Nu am găsit până în momentul de față niciun fel de nereguli. Ce le transmiteți familiilor, celor care au decedat în această perioadă și după ce au văzut la televizor acest subiect, aceste acuzații extrem de grave, se gândesc acum că poate și rudele lor, care au fost atunci în spital, au fost omorâte? Nu vrem să ne antepronunțăm, dar comisia va elabora raportul final. Familiilor le transmitem condoleanțe, ne pare rău de aceste decese. Ceea ce s-a delimitat până acum este că aceste decese nu puteau fi evitate. Sunt aparținători aici în curtea spitalului care mai devreme spuneau faptul că medicii i-au tratat foarte urât, ba chiar ar fi agresat pacienții. Este vorba despre un pacient care ar fi murit fix în data de 4. A fost adus pe 3 din are ce spuneau de ani. Și a murit pe data de 4. Nu știu situația. O să analizăm fiecare deces din acea perioadă în parte. Și dar comisiile
abilitate, nu au fost plângeri până în momentul de